Ianis Hagi a fost implicat într-un accident, în timp ce martorii susțin ce fotbalistul a dat cu maina peste un om, poliția spune ce nu el a fost ofer. Ianis Hagi, 19 ani, fiul lui Gigi Hagi, capitan al campioanei României la fotbal, viitorul Constana, a fost implicat miercuri seară, în jurul orei 21:15, într-un accident rutier. Un biciclist a fost internat în spital, anunca Ancan. Accidentul a avut loc în zona Salin Sporturilor, din Constana. Conform purtorului de cuvânt al IPJ Constana, Cristina Vasile, la volanul BMW-ului N140X Drive, care îi aparine lui Ianis, se afla o persoană în vârstă de 30 de ani. Din datele noastre, un bărbat în vârstă de 30 de ani conducea respectivul autoturism. A lovit un biciclist, care se afla pe pista pentru biciclete. Acesta a fost dus la spital. Cauz politic constneni au întocmit dosar penal. Oferul nu se afla sub influența beuturilor alcoolice. Cam atât ve pot spune, a declarat Cristina Vasile pentru X.ro. Anumii martori spun, însă, ce Hagi s-ar fi aflat la volanul mainii, numai ce anumite informații spun ce fotbalistul era la antrenamente, la acea oră atât de neobinuit pentru a ceva.